Scufundarea Titanicului este una dintre cele mai faimoase dezastre maritime din istorie. Nenumărate filme și cărți relatează această poveste, unele dintre ele fiind redactate chiar de pasagerii care au supraviețuit evenimentului. Totuși, există lucruri despre nava de nescufundat care nu sunt atât de cunoscute de marea majoritate. Astăzi aruncăm o privire la top 13 lucruri ciudate despre Titanic. 13. Ultima cină. Te-ai întrebat vreodată ce au mâncat pasagerii de pe Titanic înainte ca vasul să se scufunde? Pasagerii de la clasa 1 s-au bucurat de o masă copioasă care a constat în 13 feluri. Meniul era alcătuit din delicatese costisitoare, care includeau foie gras, piersici în jeleu șatroz, budincă Waldorf, caviar, homar, somon, friptură de rață și miel. Pasagerii de la clasa 2 s-au bucurat de aceleași delicatese, deoarece sala de mese era comună. Cât despre pasagerii de la clasa 3-a, ei bine, aceștia nu au fost atât de norocoși. Meniul lor conținea cartofi fierți, supă de legume, tocăniță, pâine și friptură de porc. 12. Vasul avea un horn fals. Titanicul avea 4 hornuri conectate la un furnal. Deci, probabil te va surprinde să afli că doar 3 dintre ele erau funcționale, iar celălalt a fost construit pentru estetica vasului de croazieră. Pe lângă că făcea nava să pară mai simetrică, al 4-lea horn funcționa precum un sistem de ventilație, conectat la bucătărie. 11. Existau doar 2 căzi de baie pentru 700 plus pasageri. Este un fapt cunoscut că pasagerii de la clasa 3-a nu au avut condiții prea grozave pe Titanic. Poate că facilitățile de la clasa 3-a ale navei erau mai bune decât cele ale competitorilor, dar tot nu erau excelente. Cazarea propriu-zisă era localizată în apropierea motoarelor, așadar pasagerii erau supuși zgomotului motorului, precum și vibrațiilor pe toată perioada șederii. În plus, în timp ce pasagerii de la clasa 1 aveau apartamente de lux cu băi incluse, cei 700 de pasageri de la clasa 3-a împărțeau 2 căzi. 10. Bărbatul care cânta la violoncel nu a fost declarat decedat până în anul 2000. Scena din filmul Titanic al lui James Cameron din 1997, în care orchestra a continuat să cânte până în ultimul moment, nu a fost fictivă, ci a fost bazată pe realitate. Cei 8 muzicieni de la bord au continuat să cânte în speranța că îi vor calma pe pasageri, așa că au cântat până s-au necat. Printre muzicieni era și Roger Bricox, de 20 de ani și în ciuda faptului că a murit pe navă, nu a fost declarat decedat până 100 de ani mai târziu. La un an după scufundarea Titanicului, armata franceză l-a declarat pe Bricox un dezertor, pentru că nu s-a prezentat la armată. Trupul nu a fost recuperat niciodată, așa că nu se știa dacă acesta s-a făcut dispărut sau chiar a dispărut cu totul. Abia după implicarea Association Française du Titanic, acesta a fost declarat decedat în mod oficial. 9. Printre supraviețuitori s-au aflat și 3 câini. Atunci când oamenii se gândesc la supraviețuitorii Titanicului, cel mai probabil își imaginează supraviețuitori umani, nu canini. Ceea ce multă lume nu știe este că la bordul navei se aflau 12 câini, deoarece pasagerilor de la clasa 1 li s-a permis să-și aducă animalele de companie cu ei. Din cei 12 câini, 3 au reușit să supraviețuiască. Cei 3 câini erau de talie mică, 2 pomeranieni și un pechinez, iar proprietarii au reușit să îi strecoare pe bărcile de salvare fără să fie observați. 8. Scufundarea navei a fost prezisă. Prezicerile sunt pur și simplu preziceri și nu primesc prea multă atenție. Dar atunci când vine vorba de scufundarea Titanicului, detaliile menționate în cartea de ficțiune care a prezis evenimentul sunt bizar de specifice. Cartea, intitulată Scufundarea unui vas transoceanic modern, a fost scrisă de jurnalistul britanic W.T. Stead. În carte, acesta a relatat povestea unui vas transoceanic care s-a scufundat în timp ce călătorea de la Liverpool la New York City. Acesta a inclus toate detaliile, de la coliziune la numărul inadecvat de bărci de salvare. 7. O altă navă a fost destul de aproape pentru a salva Titanicul. Atunci când lucrurile au luat o întorsătură greșită, șeful operator radio, Jack Phillips, a început să transmită semnale SOS în speranța că o navă din apropiere le va veni în ajutor. Mulțumită lui Carpetia, a venit și a salvat 705 persoane. După ce Titanicul s-a scufundat, a avut loc o descoperire șocantă. În apropiere se afla o altă navă, la doar 32 de kilometri depărtare. Vasul numit SS Californian
a transmis un avertisment tuturor navelor din apropiere despre câmpurile de ghețari care se aflau în față. Phillips nu a transmis mesajul capitanului Titanicului, o greșeală fatală care ar fi putut preveni un dezastru. Atunci când Titanicul a cerut ajutor, operatorul radio de pe Californian era în afara programului, iar semnalele nu au fost recepționate. Dacă situația ar fi fost diferită, sute de oameni ar fi putut fi salvați. 6. Un bărbat beat a supraviețuit tocmai pentru că era beat. Capitanul Baker Charles Jokin a făcut ceea ce majoritatea dintre noi am face dacă am realizat că urmează să murim. A luat un flacon de alcool și a început să bea. Dar Jokin nu a făcut-o pentru a căpăta curaj, ci pentru a supraviețui. Atunci când Titanicul s-a lovit de iceberg, toată lumea a început să se panicheze și a căutat o barcă de salvare pentru a scăpa de nec. Între timp, Jokin era în căutarea depozitului de băuturi pentru a bea cât mai mult whisky posibil. Atunci când i-a fost oferit un loc pe o barcă de salvare, acesta l-a cedat altcuiva, deoarece s-a gândit că dacă ar accepta, ar da un exemplu negativ. Pe măsură ce vasul se scufunda, a început să arunce scaune în apă, folosindu-le drept dispozitive de plutire. Se spune că a rămas pe navă ca într-un lift și pe măsură ce a atins apa rece, alcoolul a ajutat să nu înghețe. Toți din jurul său au murit de hipotermie, dar Jokin a supraviețuit. 5. Echipajul navei nu avea acces la binoclu. Putem spune cu încredere că dacă cineva ar fi observat iceberg-ul înainte de coliziune, scufundarea tragică ar fi fost prevenită. De obicei, membrii echipajului folosesc binocluri în astfel de situații. Ne punem deci întrebarea, unde au fost binoclurile de pe Titanic? Ei bine, pe scurt, nava avea binocluri la bord, dar niciunul dintre membrii echipajului nu avea acces. David Blair este cel vinovat pentru această situație. Blair trebuia să se afle pe Titanic în timpul călătoriei, dar a fost mutat de pe post chiar înainte de îmbarcare. A plecat în grabă, luând cu el cheile de la dulapul în care erau ținute binoclurile. În mod interesant, cheia pentru acest dulap a fost mai apoi donată celor de la International Sailors și vândută cu 9.000 de lire. 4. Mai mulți oameni au murit pe parcursul construirii navei. Se pare că Titanicul a fost blestemat cu ghinion încă de la început. În timpul procesului de construire a navei, 8 muncitori și-au pierdut viețile la post și doar 5 au fost identificați. Aceștia au murit căzând de la înălțime sau de pe scări, precum Samuel Joseph Scott și William Clark. Familiile muncitorilor au fost compensate cu 4.849 de lire. Pe lângă accidentele fatale, au mai avut loc și alte accidente, dintre care 28 majore și 218 minore. 3. Cel mai bogat om de pe pământ se afla la bord. O mare parte dintre pasagerii Titanicului nu erau doar oameni obișnuiți, ci personalități importante. Unul dintre aceștia era John Jacob Astor al IV-lea, cel mai bogat om de la bord și cel mai bogat om din lume. Înainte de călătorie, Astor s-a căsătorit cu Madeline Talmage Force, de 18 ani, care a rămas însărcinată. Cuplul și-a dorit ca copilul să se nască în Statele Unite, așa că s-a îmbarcat pe Titanic alături de câinele lor pe nume Kitty. Se spune că atunci când nava s-a lovit de iceberg, Astor nu a realizat cât de serioasă era situația și i-a spus soției că erau mai în siguranță pe Titanic decât în bărcile de salvare. Acesta și-a ajutat mai apoi soția să urce pe una din bărcile de salvare și a cerut să o acompanieze din moment ce se afla într-o situație delicată, însă a fost respins. Ultima dată când Astor a fost văzut în viață, se afla la tribord fumând o țigară. 2. Nu toate trupurile au fost identificate. Titanicul a transportat 2435 de pasageri și aproximativ 900 de membri de echipaj, însumând un total de peste 3300 persoane. Probabil te gândești că Titanicul era echipat cu bărci de salvare pentru a transporta toți acești oameni în caz de urgență. Ei bine, nu acesta a fost cazul, deoarece pe vas se aflau doar 16 bărci de salvare. Lipsa bărcilor alături de alți factori a condus la moartea a 1503 de oameni. Sute de trupuri descoperite au fost imposibil de identificat și rămâne identificate până în prezent. În plus, au existat trupuri care nu au fost recuperate de pe pavă, în ciuda eforturilor depuse pentru a recupera toți cei 1503 de oameni pentru înmormântare. Toate trupurile neidentificate au fost îngropate într-un cimitir din Nova Scotia, în timp ce rămășițele celorlalți sunt împrăștiate probabil pe fundul mării, fiind imposibil de recuperat.
1. Asistenta norocoasă care a supraviețuit la două scufundări. Să spunem că Violet Jessop este o femeie norocoasă, ar fi sub evaluarea secolului. Această femeie argentiniană, care lucra drept stoardeză, nu a supraviețuit doar scufundării Titanicului, ci și scufundării navei soră a Titanicului, Britannic, 4 ani mai târziu. Pe lângă asta, a supraviețuit și coliziune dintre RMS Olympic și HMS Hawke, care a avut loc în 1911. Jessop, care avea 24 de ani la momentul respectiv, a menționat în jurnalul ei că fusese instruită să stea pe punte pentru a le traduce oamenilor care nu vorbeau engleză instrucțiunile oferite pe parcursul scufundării. Pentru o vreme, aceasta s-a uitat cum bărcile de salvare se umpleau de oameni. Mai târziu a venit și rândul ei, pentru a se urca pe barca cu numărul 16. Acestea au fost 13 lucruri ciudate despre Titanic. Care poveste ți s-a părut cea mai interesantă? Spune-ne în comentarii. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă vreți să vedeți și alte videouri ca acesta, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul de notificări. Vă mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm data viitoare!